M Moco M. Este dimineața. Vreau să-ți arăt acest album. Am mai trebuit să am niște fotografii. Îmi cer scuze dacă o să fie unele persoane. Oricum, știi cum e ca scriitor? Cred că pot să-mi permit, nu? Ca profesionist. Păi, să începem cu începutul. Te le iau nevăzute, ca pe căzut. Aici este un vis. Un vis care este un vis adevărat. Oricum, viața mea devine prea fulgurantă. Oricum, de exemplu, când eram la 1-4, când eram la 5-8, mă gândeam, ne aminteam. Eu am făcut cămin, grădinița la cămin cu program prelungit, pe strada Grecilor, unde acum actualul La Violet, ce a fost paraisul. Zice Cioran, despre coastă în boață, așa. Și în special și pentru copii, dar din cauza acestei doamne cu bonetă, ea stătea aproape, stă și acum probabil, doamna Rona e Maria, cred că o cheamă, naționalitate secui, catolică cred că e, și stă cum merge de la noi, de la Octavul la Violet, cum mergi spre ieșirea din oraș și acolo când o iei la dreapta spre Biserica lui Nopcea, pe strada aia unde a stat și Gabor Kendefi în ultima perioadă a vieții, unde cum luai la dreapta se face ulița evreiască, acasă a stat mașa mea, Profira, căsătorită, Vaida era din Sfântul Herța, prietenă cu Ana. Ce să vă zic, doamna asta, am scris poezii despre niște chestii, ne-a dus la ea acasă, ne-a dus la teatru, când au venit, veneau periodic în anii aceia, veneau trupă de la Petroșani, dar nu, erau doi actori și jucau un brava minunat. Nu ne plăcea, mergeam la sala mare. Eu recomand pentru copii matinee, sunt extraordinare, am fost la matinee, la o matinee poate, la Cluj și am putut să văd cât a fost de frumos, cât le place la copii. Există un alt fel de teatru și poate ăla m-a atras pe mine, teatru TV, teatru pentru copii sau teatru romantic sau cumva care, sau național, nu educativ, cum e Carogeale și care, să zicem, o scrisoare pierdută din 82 sau filmul din anii 50, din 53, să zic. Sau O noapte furtunoasă, sau Conul Leonida, foarte drag. Sunt multe lucruri. Apoi aici nu știu exact câți ani am. Dar observ un lucru și l-am mai uitat, cum am uitat. Uite, aici este mama mea, când a fost cu tremurul. Era singură, nu era mai tată. Aici făcea 30 de ani. Era cu 10 ani mai mică ca mine, fata. Îi zicea numai cum e fată și vorbeam cu ea foarte, nu știu cum să zic, într-un fel, când parcă eu eram tatăl, parcă era copil, dar bineînțeles, era ceva foarte special. Ori asta vă arăt, mi-amintesc când mi-am făcut pozele astea, trebuia să ținem ghirlandele alea și asta a fost fata, poate cea mai importantă fată din copilăria mea. Fata care chiar a fost prietenă cu mine și era partenera mea la jocuri, când făceam jocuri la grădiniță și la dans, că am făcut dans popular. Și cu ea am făcut, ea era o chema Carmen, avea o soră și au plecat din oraș, plecat cu părinții și, cum să vă zic, mama zicea să mă duc și la dans model. Și eu n-am. Dar am făcut dans popular. Aici sunt două pioniere, nu mai știu acum cum le cheamă, acolo unde merge Spiv, în al doilea lui videoclip de anul ăsta, când o ia spre Bucura și să iasă din oraș, acolo pe stânga, la un moment dat, se fac mai multe case, de fapt mai mulți cu prieteni de-a mei și așa, dar acolo chiar cum iese pe stânga, am avut o fată, nu-i văd de ea, o colegă de-a mea de bancă, mărișumă, a început. Fată foarte de treabă, Simona.
apoi vine un prieten și apoi nu știu ce și după aia, dar nu cred că asta să fie familia. Deci ideea e că eu stă acolo o familie care ei au lucrat toți, din părinți, frați, ce au fost, eu lucra la școală la noi. Erau, una din ele era la poartă, deja la poartă și mai schimba, punea lemne pe foc, că eram cu sobe acolo, la școala veche, acolo era din centru, iar unul din ei era chiar portar și îngrijitor și paznic și toate astea. De ce zic eu chestiile astea? Bineînțeles, în primul rând, dacă vrei să fii scriitor, trebuie să prețuiești pe toți oamenii. Eu acum au și niște băieți tineri, nu știu dacă fata să ia cu ei, dar au primit de Marin, Nea Marin și bine cum îi cheamă. Dar ideea e că eu am fost prieten bun cu mama mea și cu tatăl meu, care mai trăiește tata, și s-ar putea să fim și ceva neamuri. Oricum, niște oameni foarte buni. N-am fost acolo la ei decât poate o dată, am căutat, am întrebat poate cineva. Un prieten de-a meu. Aici sunt eu. Ce să zic? Aici deja mă rugam, dar vezi ce. Oricum, mi-a plăcea foarte mult de fetele astea două. Erau niște fete extraordinare. Nu uitați câte insigne are fata asta de aici. Șnur și toate astea. Semna că era. Aici sunt eu cu mama. Seamăn cu Gabriel García Márquez, când era copil. Nu vreau să mă arăt pe mine neapărat, dar aici sunt eu cu o fată care aici este la Decebal. Ea e dat din oraș cu mine. Nu știu acum ce face. Nu mai știu ce fac nici eu. Noi am plecat împreună acolo și ea, din păcate, n-a avut unde să stea. A stat pe la niște cămine mai aiurea și fiind de culoare, ea este fată de culoare, adică chiar negoro, cum se zice, nu, dacă mi se permite să-i văd cu ceva, e ceva extraordinar. Ea efectiv s-a luat la un dat și s-a pus, a părut să chestia cu mafia, de atunci am fost, în 96, pe clasa 9, toamna 96, și a părut să Pantelimonul Petrece și treburile alea, și toată țara erau fandaxat. Și ea efectiv s-a luat și s-a dus la București, singură, pe tren, cum s-o fi dus, apoi s-a urcat într-un taxi, mama, și avea mama, nu știu dacă am fost la ea acasă, când ne pregăteam să plecăm la școală, că a fost ceva, trebuia să mergem 60 de kilometri singuri, să învățăm engleză. Nu, și s-a dus la ea de la mafia, care stătea undeva într-un apartament sau într-o garsonieră, treaba asta, erau începători și el a zis, domnule boșilor, că voi cântați, că faceți rap, uite, eu sunt de culoare. Și ei au zis că nu, că tu ești mic, că tu ești nu știu ce și că nu putem să cântăm cu tine. Și apoi mama ei a retras-o de ceva. Da, bine, nu. Dar ea stătea în bancă cu o fată care o să ți-o arăt aici mai încolo, s-a mai dat așa. Una Nicoleta, care, efectiv, atunci am avut șansa. Aia a fost șansa mea să pot termina școala. Că dacă nu, nu știu dacă aș fi terminat. Nu zic dacă n-ar pleca. Fata se cheamă Monica. Monica Corne. Dar, care a fost treaba? Tatăl este un american. Ideea e că atunci, nu, eu stătusem cu băieți, am stat cu un băiat. După aia, băiatul l-am băgat în coma alcoolică. Pe clasa 10, după aia nu, am stat cu un alt băiat, între timp mă mutasem de la care era foarte dur, foarte rău. Am stat cu un alt băiat și am zis, bă, nu învăț nimic, ne bate în joc de profesoare, de profesoara de engleză. Chiar vreau să, și zicea tata, mă, bă, tu ce faci, mă, ce înveți, ce, nu te-ai dus să înveți engleză? Eu, păi da, dar cum să plec eu să părăsesc pe colegul de bancă? Păi pur și simplu, stai, atunci o prins, mă, băi, când vin apoi, că veneam la săptămână, să nu te mai prind că îi zisesem că fata asta a plecat,
fata pleacă și că rămâne fata aia singură. Aia era fată studioasă, era și la profil de germană, de avansat. Ea era din, de lângă Deva. Bă, și tata mi-a avut în vedere. Taică-mea nu mi-a făcut niciodată prea multe imperative, tot ce au zis, Felix, nu te prind că nu... Deși nu au zis că au zis că nu mai fi pedepsit. Și atunci, efectiv, am lăsat rușinea, mi-am lăsat colegul și m-am dus la fata asta, la Nicoleta, și era pe clasa 10-a, cred că, nu? Bine, și m-am dus de aia și am zis că nu pot să stau și eu cu tine în barcă. Aia era o să se simt. Și ea nu știu ce-o înțeles, că să stăm ora aia, că eu eram simpatizant pentru toate colegiile. Eu, nu, într-un fel de asta m-am dus, pentru că am tradus pe ea în sexul, nu știu, pe filiu aflat. Asta sunt eu, de fapt. Doamne, și, nu, și după aia ne-am împrietenit. Chiar foarte frumos și fata aia m-a motivat să fac școala. Iar trebuie să spun ceva, Paul și-a mai spus, nu a fost neapărat ceva rău pentru mine. Depinde numai cum privești lucrurile. Paul, când eram la internat în liceu, în primul an, și când eram internat la energetic, în al doilea, mă trezea dimineața, hai Felix, hai să plecăm la școală, hai prima, hai să plecăm la școală. Nu zicea și el, dar ideea e că mă ducea la școală. Că eu, somnoros, mai de capul meu, să iei din energetic, să iei pe jos. Știam. Că, și știam și că tot stăteam noaptea și așa. Acum trebuie să mă culc, când vine Paul, zice să mă duc, că nu Raul mă ducea la școală. Paul nu mă ducea la școală, nici Andrei. Andrei și mai. Deci, trebuie să fiu conștient, mă duc. Și apoi mă mai ducea și ăsta, Dani din Uricani. Ăsta am luat aici asta, aici nu-i clasa noastră, nu știu ce clasă e, să zic profesorii care i-am avut. Că erau tot aceiași profesori. Uite, asta e doamna Foarce, doamna asta blondă, poate trăiește și acum. Lângă ea e mama. O confund? Nu, mama mea. Asta e maică mea, sau ar trebui să fie maică mea asta, de lângă doamna Foarce. Asta, dacă nu greșesc, e doamna Martinescu. Băiatul ei are doi băieți, unul la Brașov și unul a plecat la Cluj, bibliotecar la Cluj. Asta e doamna de cultură civică, Felicia Toma, nu știu dacă nu greșesc. Aici domn Rădon, de chimie. Ăștia tot fac scandalul Rădon, că, domnule, dacă nu-ți place de el, concediază și lasă-l în pace, sau vezi ce faci. Nu, dar nu-ți bate joc așa, iurea, că știi cum îi râde ceva de oală spartă și spune și în Biblie. Tu judești pe aproapele tău și tu faci aceleași lucruri. Înțelegi? Uite, asta a fost directoarea, doamna Ișfan, nu Istvan, Ișfan, Ișfan. Bine, căsătorită cu Ișfan, nu ea Ișfan. Și ea a murit prima. Și a murit și bărbatul. Bărbatul a fost ceva mahăr la bere, la Haber. A lucrat acolo, mare inginer. Ăsta e Dragomir. Ăsta e Terminatorul, Dragomir. Asta cred că e învățătoarea aia, cum o cheamă frate, dacă nu greșesc. Învățătoarea Bora, dar nu sunt sigur. Asta îi lasă diriga mea, asta blondă, Maria Vasiu. Maria Vasiu de la Baia Mare, nu, de la Arad. Yeah? Profesoară de muzică. Eu așa am zis de, cum zice Alexandru Todea. Asta este doamna Betuța Păsărel, prietenă cu mama, sunt mult, toate sunt, doamna Vasiu, prietenă cu mama, Betuța, prietenă veche, de când am arătat 77, și mai e doamna Ionescu, care a murit săraca, acum pot să vorbesc despre ea,
doamna Ionescu, Mioara Șufană, căsătorită cu Ionescu, Ionescu a lăsat-o și a rămas singură. Și mama îmi spunea că mă lua cu ea tot timpul, mai ales când era mic, vrei să mergem la tanti Mioara, vrei să mergem la tanti Fira, vrei să mergem la mama lui Ionela, vrei să mergem la nu știu care, vrei să mergem la doamna Vasiu, vrei să mergem la doamna Păsăr. Tot așa făcea. Mă lua cu ea că făcea recensământă, că o trimitea la locurile de țigani, acolo unde a stat și ea, cu bunica. Eu am fost acasă la țigani, când aveam 7 ani. Și oameni ca și noi, nu e nicio problemă. Cred că problema e că ar trebui să statul să le dea mâncare și să-i ajute să se simtă și ei oameni, să fie în câmpul muncii, știi? Să nu bea, să... Că și eu, dacă aș bea, aș fi ultimul. Uite, bun. Doamna asta, Betuța, ea e credincioasă, ortodoxă. Acum ei s-au mutat la greco-catolici pentru că au 2 copii și fata s-a măritat cu unul, s-a fost de mult, de anii 2000. Atunci eu nu aveam medicamente așa bune, eram început de tratament, oamenii mă, așa, am pus și eu, eram și eu puțin, nici Mircea Dinescu. Dar fata, nu, ei, copiii ei sunt mai mari ca mine. Fata s-a măritat cu un tip care e din Egipt și care lucrează la Vatican. Deci e în stafful Vaticanului. Nu știu ce secretar de nu știu care, mare, e bazat. Și atunci, nu, părinții au zis, hai ca să sprijinim fata, pentru că pentru ei religia e cel mai important. Au început să meargă la greco-catolici, unde merg și eu. Și am întâlnit cu ei acolo, mai ales cu frat, cu domnul, el e ostaș. Acum nu, e chiar foarte frumos să mergi la greco-catolici. Dar ce vreau să spun, doamna asta, doamna Betuța, ea e de pe la Sibiu, de pe undeva, nu știu exact. Ea e de biologie. Deci avem doamna Foarce matematică, mama română, doamna Martinescu geografie, doamna Toma cultură civică, domnul Rădon, cum o fi chemând, chimie, Ișfa matematică, Dragomir sport, asta dacă a fost învățătoarea lor, e învățătoarea, doamna Bora, după aia, dacă e doamna Bora, doamna Vasiu de muzică, soția lui domnul Dicu Vasiu, că pe ea nu cheamă Vasiu, care a murit săracul prin 92-93, când eram noi, eu pe clasa a treia și copilul lui cel mai mic a avut doi copii pe clasa a patra. Și au venit să le spună la școală că vai că a murit tatăl tău. Și copiii erau mici. Iar fratele ei, cu 3 ani mai mare ca mine, colegul lui, fost ceva îngrozitor. Și el era un om foarte de treabă, un om foarte bun și el profesor de matematică undeva pe sat și că lor hrit elevii, el s-a enervat și a murit. Eu cred că probabil i-a făcut ceva. Mai ales că și copiii toți au plecat. Nu, asta este doamna Felicia Scurbetuit, arată ca o elevă. Asta m-a băgat pe mine în limba engleză. Și nu numai pe mine, dar cum pe mine cel mai mult, probabil. Deci eu nu. Aceasta este doamna de lucru manual. Asta a fost, cum o cheamă frate? O să fie doamna Jelduger. Ori doamna Jelduger, tot de română, dar nu. Ori doamna de lucru manual, nu știu cum o cheamă, dar m-am întâlnit cu ea. Când a fost acum câteva luni la Hațe cu tata. Ăsta e nașimă, Geo Bulie, care a făcut desenul de pe coperta mea, de v-am arătat poza, prima carte. Ăsta e domnul Groza. Domnul Groza e prietenul meu, eu sunt prietenul lui, dar o muriță. Ioan Groza. E istorie. Pe copii nu-i văd acum, dar aș putea să-i ginesc. Nu știu ce casă e asta. Nu se vede bine. Da, deci asta am arătat profesorii. Aici mie îmi plăcea să vină ăștia niște duzi, dacă nu greșesc, în curtea din spate, a treia curte, și aici veneam
asta, am început să-i zic la fata, venea să mănânc dude, pe mine mă lăsau paznicii. No, aceasta este o fată. Nu eu am făcut poza asta, poza asta este din Franța. Nu știu, Lyon sau poate Bordeaux, nu știu exact. Fermă franceză din spatele fontului. Oricum, pentru mine această fată, ca să zic să știi tu. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să ai noțiunea că trebuie să fii tu întreg. Înțelegi ce zic? Adevărat, să ajung la noțiunea asta, fiecare vede cum face, dar nu e chestia aia, știi, domnule, să fie acea plantă parazit care te pui pe secvoia, știi? Adică e ok să ceri ajutor, asta e ok, dar nu să-ți vezi tu personalitatea, cum ziceam, de a nu fi singur. Înțelegi? Eu dacă vreau să nu fiu singur, îmi pun veioza la pat sau undeva, iau, hai să zic, chiar mă gândeam de câte zile, bă, că parcă nu mai citesc proză sau așa, nu, poezii. Iau un volum de poezii și nu mă simt singur, uite, îți dovedesc. Mă, să vede, uite ce am eu aici. Uite, îți arăt. Și asta e ceva mai, nu chiar, am și cărți mai... Noi sau mai... Uite. Uite cât ai de citit. Înțelegi tu? Numai că problema e că eu chiar am tradus. Acum n-am tradus eu cât Blaga, dar oricum. Și... am obosit. Tot am zis că mai citesc, n-am avut lumină. Deci asta e ideea. Pe de altă parte, ideea e că trebuie să fii tu cu Domnul. După aia vezi tu ce e mai departe. Dar pe mine, fata aceasta, știi că m-a ajutat foarte mult. Ea este din Sibiu. Chiar mă uitam ieri sau așa la o poză de a ei care se simțea ca aia, dar făcută cu înainte, ca fata de la Sia. Iar eu nu cred că e adevărat. Deși pot să spun că atunci, deci în primul și primul rând, faptul că m-am pocăit a fost cel mai bun lucru și mai înțelept lucru pe care l-am făcut în viața mea. Dar, după ce m-am pocăit, eu m-am gândit la ea, în fine. Și, adică, chestia e că eu am părăsit-o, de ce am părăsit-o? Nu a fost problema cu Roxana și toate astea, dar ideea e că eu eram acut. Mi-era frică, aveam niște chestii, nu? Și m-a prins foarte bine într-un fel să mă duc la biserică. Și după aia am scris, am un răspuns. Scrisoarea ei răspuns. Și apoi i-am dat adresa ei de e-mail, să-i scriu să nu știu ce, și am scris și mi-a răspuns. Și eu am trimis niște lucruri prin poștă. I-am trimis James Dobson, documentar, Sex, Lies and the Truth. Aveam de la Ștefan. Apoi i-am trimis alt documentar. L-a pus Ștefan la tineret. Pentru mine a fost ceva extraordinar să merg la tineri creștini, pentru că de asta am plecat de la ortodox și de la ortodox nu erau tineri. Era unul singur care a murit de COVID, săracu. El era foarte ca lumea. Dar nu sunt cer. L-au trăit și singur, săracu. Numai cu mama lui, nu știu cum se pare că muri și maică sau nu știu. Maică sau maică. Bietul copil. Era foarte bun. El lucra pe acolo. Pe deci mie nu, și nu mi-a plăcut chestia asta, știi, că să te privească bun pentru biserică numai dacă ești handicapat sau dacă nu știu ce, știi. Deci părerea mea e că uite, de exemplu, avem în istorie, Harun cel drept călăuzit, un calif, nu? Și cel mai celebru, pentru că era califul drept credincioșilor din Israel. Deci era om normal și credea în Dumnezeu. De bun. Și eu am scris la fata asta, la Carmen, cheamă Carmen Angela. Bosule, uite, pocăiește-te, uite-te la James Dobson, uite-te la Samantha, I got AIDS from my mother. I-am trimis și două CD-uri cu muzică, Vineyard Collection și un CD de la Calvary Chapel, cea mai frumoasă muzică.
Și ea mi-a răspuns, nu știu, că am bătut ea joc, nu mai zicem acum ce răspuns ea, că nu intră în istorie. Nu se pare că e cam întunecată poza asta? În fine. Ce o să spun mai departe? Nu, dar vreau să zic că m-a ajutat Emi să înțeleg că nu trebuie să rămân singur. Sau adică că nu trebuie să fiu singur, că sunt un om, sunt o oricare. Iar nu știu care a fost chiaba, poate că m-am pocăit, asta a fost ideea, poate că i-au zis să nu să mă despocăiesc, să mă duc chiar la în fine. Probabil au avut prejudecăți. Nu știu. Dar ea, în același timp, îi neam cu franceză aia care a fost la sud de Sibiu și poate și asta. Uite, aici sunt eu cu Nicoleta. O ajut să se dea jos de la statuia lui Eminescu. Aici stătea deșteptul ăla pe care l-am pocnit eu atunci, la 2 ani, 3 ani după. În fine, aici fusesem în coma alcoolică, am terminat. Aici este familia mea, după mamă. Păi mama, unchii meu, bunica și bunic, înainte de divorț. A, și vreau să-ți arăt pe unchii meu. Uite, asta este unchii meu când a crescut. Dacă nu-l confund, el. El era șahist. Asta este maică mea. După cum vezi, mă iubea mama. Vezi că mă iubea mama. Mama mă iubea pe mine. Ce fenomenal eram și eu. Bun. No, asta este. Chiaba de chiaba. Uite, vezi aici. Puțin bine. No, bun. Aici e de la botez. Nu știu ce să zic. Tu ai observat ceva în... Vezi că m-am botezat cu țărani. M-am botezat cu țărani. Ce-s țărani. Mai fel candidat la botez. Vreau să spun ceva. E și acum oameni. Chiar am vorbit ieri cu un prieten de la biserică și a zis că se duc la biserică, să adună. M-aș duce și eu, dar mi-e frică de COVID și e greu să mergi atâta, bă, că trebuie să mergi mult, mă. Trebuie să mergi până în comună. Ca să mă duc la biserica unde m-am botezat. E o biserică toată albă, e faină biserică. Uite, vezi, ăsta sunt eu. Aveam acolo niște prieteni bătrâni, au murit săracii. Uite, ăsta e fratele Ovidiu, Scorobete, de la Baia Mare. Și ăsta e Ștefan, pastorul care a lucrat cu mine să mă boteze. Și știi cum e la pocăiți? Dacă nu te botezi, nu te poți să. Asta e un lucru, pentru că până la urmă nu te botezi ca să te căsătorești. Vă dau un exemplu. Știi? Sunt unele lucruri care trebuie să le faci. Nu trebuie să faci multe lucruri, dar asta trebuie să faci. Adică, nu, aici la biserică. Eu acum, dacă ar fi după mine, m-aș putea căsători și cu musulman. Pentru că de ce? Pentru că am citit în Biblie. Biblia zice că dacă tu, femeie pocăită, ai un soț musulman, de ce? Stai cu el. Și el vrea să stea cu tine? Stai cu el, frate. Nu divorța că vezi că tu te-ai pocăit sau că să nu te căsătorești numai cu cineva botezat și după aia să te bage în hârtoapă, știi? Înțeles. Uite, poza asta eu am făcut-o. Vezi? Trebuie să mai zic un lucru, dacă mi se permite. Aparatul era o altă colegă, cea care a făcut poza când eram la statuia lui Eminescu. Deci, este o chestie, un lucru al
oamenilor cu capacitate intelectuală. Au zis, bă, ce ai fotografiat aici? Și ei tind să nege valorile estetice și pot să învețe despre tot felul de lucruri, toate lucrurile să știe, dar în plan estetic, nu pentru că le-ar avea, adoptă niște valori, non-valori, ca să nu pară ridicol că, vezi, Doamne, le place Dante sau le place Cervantes sau le place nu știu ce. Uite, aici sunt eu cu celelalte două fete. Fata în albastru, colega mea de bancă, ce fericită era. Și fata cealaltă e în bancă cu fata cealaltă, toți eram de afara Devei. Și apoi avea să mai vină o fată, care am făcut poze și cu ea, să fim cinci. Asta era gașca noastră de navetiște și eu nu eram așa navetiști. Uite, asta e fata care ziceam cu pozele ei. Aici suntem amândoi, ne-a făcut ultima poză. Eu îmi cumpărase în caseta cu Metallica. După ce am fost în comă alcoolică, am fost la Timișoara, la Care pe Care și asta. No, și vezi, fata e foarte deșteaptă, tot nu știu, dar nu mai știu acum de ani. Dar ideea e că eu am fost șefa clasic. Știi cum e chestia asta? Dom'le, dacă ești geniu, fii până la capăt. Nu? De ce să zici că nu-ți place opera sau nu știu? Uite, aici sunt eu cu mama. Emi, dragă. Uitați, vreau să spun ceva foarte interesant. Până la urmă, autismul meu în copilărie, cred că n-a fost ceva extraordinar. Și să știi că am fost un copil relativ normal, în fine. Multe probleme, dar problemele au fost la Deva la mine. Atunci am fost ca ăla, cum îl cheamă frate, din deșertul tătarilor. Nu Barnabo, ăla. Ar fi ajuns mare, la operă chiar. Și când da. Nu, asta a fost. Deci, pentru că văd poze, ți-am arătat. Uite. Aici deja mergeam și la biserică. Aici. Cred cum arată un copil. Uite, frate. Aici stăteam și auzeam liturghiile și preoții și predici și treburi și chestii. Știi? Uite ce scriptură mi-a scris Anca aici. Hai să ce-o scris. De ziua ta cu bucurie, copilul din fotografie, inima să spună de ea că te iubesc, mica mea. Da, pentru mine moartea e o revedere. Nu e ceva rău. Dacă îți mântuit, dacă nu e ceva, e cel mai rău. Ce sunt eu, vezi, aici a zis că sunt Sergio Leone sau știu ce actor. Uite, asta o am de la părintele Mihaiscu. O am de mult asta. Așa. Asta trebuie să o ții tot timpul la tine, știi? Dar i-am pus aici ca să l-ar fi pierdut. Uite, aici îi când comuniștii și-au dat seama că mă au pierdut de mușteriu. Aveam 5 ani. Deci ceva foarte interesant. Deci, uite, asta a fost făcută ori înainte de asta, ori după asta. Cred că după aia, la 5 ani, eu deja mergeam la biserică. Și au zis, ce icoane, ce sfinți, ce îngeri, ce nu știu ce. Efectiv, mă uitam la îngeri acolo. Erau țăranii români și ea m-a făcut poză cu bubă la gură, că nu o făceam de la țâșnituri, de acolo era așa. Și m-a zis, mugshot, că sunt alu filu, știi? Alu pocăitu. Că pe mine... Ăia, ți-am arătat, Betuța cu, să spun, Betuța cu soțul ei, Păsărel. Păsărel înseamnă pasarelă, adică trecere, pe dată. De pe pasul nu știu care, știi, locul Păsărel prin sat, că e aici păstă lac, stă
trei de obicei, la început. Sunt talate. El e inginer agronom. Nu, ei mi-au dat Biblia lui Dorț, nu știu ce, nu știu cum, cărți, mor vorbi, nu. După aia, asta, am fost la doamna Vasiu, aia care ți-am arătat-o, și ea era, ea e ortodoxă, ea s-a vindecat de cancer, cu rugăciunea Maica Domnului. Mai târziu, că a rămas singură și asta a fost. Mi-a zis, nu m-am lăsat. Și ce vreau să spun, zice, mă ducea, mamă, hai să mergem, vrei să mergem la doamna Vasiu, mai era scandal pe acasă. Sau nu, la noi era atmosferă, mai. Pe frații mei nu interesat de credință, poate pe flagă, nu știu. Atunci încă nici eu nu știu. Și, nu, era cu poezii, cu trebuie. Și mergeam la doamna Vasiu și am încurajat de credință, de la Maica Domnului, de la rugăciune, la Maria. Eu nu eram așa pasionat de Maria, dar oricum. Dată când mi-a zis, vrei să mergem la doamna Medicină, la mama lui Ionela. Ionela era o elevă cam ca și Olimpia, de la noi de pe scară. Pe Olimpia a pus-o în almanah cu botezătorii în 89, cu Maria Roșca și Irina Ghinescu și cu Beg Mihaela. Stau acolo pe un câmp, așa, cu flori și așa. No, și ce o să spun? E că nu, erau de vârstă. Era mare Olimpia și Ionela și era mare. Clasa 13. Și da, mă duc acolo și m-am învățat. Aveam 4 ani jumate. 8-6. Stai să văd că am ceva 8-6 pe aici. Uite, aici sunt înainte să mă învețe și deja aveam noțiuni religioase. Am fost la biserică, m-a dus mama la biserica aia unde am zis că ziceau ea să vadă pedofilul. Acum câțiva ani am fost atunci când eram copil și am mai văzut pe Sfântul Anton, pe Iisus, nu știu pe unde. Mă întreba cineva, bă, tu crezi în Iisus? Zic, da, am văzut pe Dumnezeu, e din fier. Făcea mama răspunsurile mele. Asta m-a plăcut ei foarte mult când răspundeam eu așa. Adică în sensul că eram pentru împotriva icoanelor. Împotriva idolilor, adică împotriva statuilor, să fie icoane, să fie. Și ce vreau să spun, e că cum se prăbușește totul. Nu, și ce să zic, a fost ceva frumos. Uite, aici sunt iar eu. No, și ideea e că ai văzut că când am învățat, înainte să învăț rugăciunile, eram destul de ok. De fel, la 4 ani. Deci aveam 4 ani. Născut primăvara, pe 29 martie, în ziua mea. Aici nici măcar nu aveam 4 ani împliniți. Deci aveam 13-4. Eram la grupa mică aici. Dar mie îmi plăcea că la grupa mică. Noi am avut o beveriță din asta. Mi-a rupt coada că eram copil. O lipit-o Rafael cu aracet. Stă și acum la ațe. No, aici nu știu, mai mic, mai mare. Nu știu, îmi amintesc bluzele astea. La mama bluze. Uite aici, zici că sunt Jack Kerouac. Combinat cu Elvis. No, aici sunt cu... Noi suntem ăștia, nu vreau să fac, nu știu cum ne-am nimerit toți în clasă, ăștia suntem studioși în clasă. Păi cum vezi, eu mă uit într-o parte, de ce este o decizie solipsistă. De ce? Cine e aici? Dana Toma, fată foarte de teabă. Cristina, fata aia care nu-i plăcea muzica clasică. Ioana. Data am rămas, eram deja pe clasa 11 sau 12, cred, la început. Și rămăsesem într-o sâmbătă, era bine, și se rămâneam până sâmbătă în Deva. Și aveam niște prieteni de la arte.
Și nu, vreau să mă duc, că mergeau să beau o bere, trebuie chestiile astea și să am bani și n-aveam bani. Nu știam de unde s-au rost de bani. Și m-am dus la fata asta acasă, știam vag unde stă, știam poate blocul. Mai... Eu condusesem colegi multe pe unde am mers, în Deva și zic, bă, mă duc la fata, îmi cer scuze. Mă duc la fata asta și o rog să mă împrumute de niște bani, poate are. Nu i-am zis că îmi trebuie pentru bere, țigări. Dar mă duc la ea acasă. Ea nu știu ce făceau în casă acolo. Ea cred că avea și o soră mai mare și ea, nu știu, care era plecată la facultate. Și era ea cu mamă sa, care făcea mâncare pentru masa de prânz. Și tatul lor. Tatul lor era un dur. Și zice, du-te... Stai cu fata acolo și, așa, și vedeți că o să vă chem să vă pun la masă. Deci ea, colega asta mea e mare ortodoxă și acum. Și mama ei la fel. Ăla, tatul lor, nu. Nu, și stăteam acolo în cameră și nu, mi-au arătat niște casete, niște cărți, niște chestii. Și a venit un băiat, venit acolo, venit, sta și el acolo cu noi, venit și el tot în viză. Și după aia, nu știu, băiatul ăla a plecat și ne-a chemat mama ei la masă și a mâncat. A mâncat spanac, nu cred că a fost uzic, cred că a fost spanac cu ou. Și mai este un aspect. Când eram pe clasa a noua, amintesc că eram la internat în liceu. Fata aceasta, mama ei lucra la un loc de ăsta unde se operează. Avea tot felul de asistentă medicală, oricum o persoană foarte... Și cum se îmbrăca și toate astea, era ceva fenomenal. Și fata, îi dădea la fata ei, îi dădea niște brice, niște lame de scalpel, cu care ea și-a scuțea creionele. Și am cerut odată și eu unul. De ce am cerut? Pentru că mă tot amețea de cap Paul, că le vrea să facă medicul, trebuie să le... Paul, când a văzut ăla o nebunită, zice, dă-mi-l mie, dă-mi-l mie, și l-am dat. Da. Fată foarte de treabă și ea a ținut foarte mult la mine. Ea era ca un fel de Estera de la voi. Un fel de fan suprem al meu. Adică nu. Nu știu cum să zic. Vreau un fel de bunăvoință, pentru că în momentul în care alții nu te prea înghit, deși pot să spun că privind în urmă, cred că Mona, nu, să zicem că Ioana era un fel de fan, iar Mona era un fel de prieten, deși prieteniile pot să fie și ascunse. Bun, aceasta este colega de bancă a Ioanei, vezi că stă chiar deasupra ei, una Cristina, care era o fată care citea. Dacă Ioana citea Biblia, probabil cărți de rugăciuni, învăța la asta, dacă nu era asta, șefa clasei ar fi fost Ioana. Era, o învăța numai de 10, domnule. Cristina ea citea cărți, am zis că ea citea, nu știu dacă ai citit Adam Eva, dacă așa ai zis, nu. Adam Eva sau Adam și Eva. Astea sunt două cărți diferite. Una este de Liviu Rebreanu și alta e de nu știu cine. În fine. Apoi, aceasta este fată de boss, boss de boss. Fata aceasta era la germană. La germană. Asta era fată care a fost cu noi la engleză și asta era și la franceză și la germană, după cum colega mea era la engleză și la germană. No. Fata aceasta, Iulia, ea era prietenă cu profesoara noastră de engleză. Nu știu de ce, profesoara noastră de engleză o iubea cel mai mult pe Iulia. Nu știu de ce. Glumea cu ea, râdea cu ea, ceva... Pe mine
La început nu mă prea înghiți profesoara de engleză. În fine. Dar eu am învățat la ea. Adică vreau să zic că m-a învățat. Pentru mine a fost o revelație. Numai acea profesoară de engleză, Camelia Faur. După aia s-a mutat la gimnaziu. Păi am găsit-o pe internet cum că lucrează ca traducător. Este ceva foarte trist. Pentru că, ca să zic așa, în branșa asta era cea mai bună profesoară din liceu. Avea o dăruire. Iar ne-a ales manualele la Pathway to English. Păi a continuat News and Views. A fost ceva extraordinar. Dacă nu era profesoara aia, nu știam engleză. Și literatură știam engleză. Bun, după cum vezi, aici este doamna dirigintă între noi. Eu sunt singurul băiat în tot grupul ăsta. Eu nu înțeleg un singur lucru. Care-i treaba cu legionarii? Eu habar n-am avut că sunt legionar sau nu știu ce, sau că au fost undeva. Deși am putut să întâlnesc destui antisemiți, de la antisemiți la nu știu ce, așa. Dar pentru mine, ce să zic, eu nu înțeleg un lucru, domnule, stai puțin, adică dacă m-ai omorât acum 80 de ani, mă omori și acum, sunt nevinovat. Și chiar, să zicem că am neamuri în familie, eu, bunici sau mai știu eu ce, care au fost vinovați de ceva, nu? Hai zicem de ateism, ateism e o vină, chiar o nebunie, dacă o fi. Ba eu ce vină am? Eu abia am venit pe lume să, știi? Cu asta nu sunt de acord. Apoi aici în spate mai este o fată care ori este fata aceea care a venit la noi în clasă, tot Cristina, după păr, mă gândesc, dar poate o confund, poate ea încă nu venise la noi în clasă. O Cristina, o fată. Apoi uite aici, după cum vezi, este my friend, fata care m-a ajutat în școală. Și asta este, scuze, asta este aceea fată, Luiza. Și asta sunt eu. Am un tricou cu Metallica. Îmi lăsați un pic părul cam până pe aici. Când am ajuns aici m-am tuns. Am lăsat. Ce să zic, știi cum a ieșit cu muzicile astea? Niște căi de a deveni stupid, știi? Adică nu sunt mai complexe decât niște poezii, sau poți să le iei ca niște poezii, ca niște... Atunci devine interesant. Aici, asta a rămas ultima. Asta de la 6 ani, am 6 ani, cred că după ce l-am visat pe Dumnezeu. Dar cum vezi, m-a pus aici să fac poza, mi-amintesc cum m-a pus, de asta am avut reacția asta. Că voi nu știți, că voi nu vedeți, voi n-ați văzut, adică pe Dumnezeu. Am visat pe Dumnezeu. Atunci, tot decenii 8 am avut o grămadă de vise, dar ăsta a fost capacul. Am visat și pe fratele meu care a fost avortat, ca să zicem așa. În perioada aia visam un copil, pentru că eu dormeam cumva spre burta mamei, dormeam cu ea în pat. Am dormit 13 ani cu ea în pat. Mama vrea să dormi nici mai departe. Și visam că mă ia un copil și mă duce în două locuri, același copil. Mă duce undeva pe la creșă, unde a dat la judecătorie. Am făcut eu creșa. Deși eu cred că nu mai eram la creșă, sau atunci, în fine. Și după aia să rotea, în fine. Și după aia am visat totul, adică, cum ar fi un avort, nu? Iar după asta am visat și clasa care aveam să fac eu la doamna Vasiu, că mă intram în clasa aia, nu știu de ce. Și după aia totul începea să se rotească. Aici deja am făcut sentanțe populare. Probabil că de asta n-am mai mers mai departe, pentru că l-am visat pe Dumnezeu și mi-am reîntărit vocația creștină. Uite, a trecut
aproape 50 de minute și nici am început asta. Uite așa arată. Eu zic să luăm de la sfârșit la început. Oh, da, ce mai scris pe aici. Adică nu. Uite, asta suntem noi. Au venit și copiii mai noi. Aici mi-a scris fratele meu. Când am terminat. Ăsta este el. Îți spun, Emi, nu știu ce a avut el anul ăsta cu mine. De înviere. Cer scuze că spun asta. Dar am ajuns să pot să înțeleg. Eu cred că suferința și în special la oameni buni se poate manifesta și prin anumite erori în judecată, în comportamente. Adică se pot comporta la un moment dat ciudat și te întrebă, stai puțin, că e frate. Deci părea mea că nu trebuie să le iei în serios chestia asta. Uite, asta era o fată. Vedeți că e ultima, adică nu chiar ultima. Ea este cea mai de treabă fată de la noi din clasă. Ți-am mai zis că m-a luat odată, nu știu, i-am arătat o casetă. Ea pe nimeni nu a jignit, dar nimeni nu a zis nimic rău. Nimic. Dar nici nu prea vorbea, stătea în bancă ei, acolo, la catedră. Stătea cu o fată bogată. Și am arătat că aveam o casetă cu Metallica, aveam Master of Puppets, dar aia nu era originală. Și bă, de ce asculti chestia asta? De ce nu asculti altceva? De ce nu asculti Robert Miles? De ce? Era atunci Children, știi? Nu m-am gândit că să ascult Robert Miles. Eu ascultam și Robert Miles, dar... Nu, asta era clasic. Aici este o... Aici mi-a scris o colegă care a plecat în Canada. Nu am poza ei. Bun, mai departe avem pe cea fata aceasta. Am o poză pe ea. No, Amy, eu ți-arăt aceste poze ca să te documentezi și ca să spun că felul în care trăim noi nu este normal. Singur. Deci. Și atunci trebuie să-ți găsești resursele. Asta este acea Cristina care a venit a 5 ani. Deci eram 5 în afara de ele. Era o fată foarte de treabă. Ea nu știu ce asculta muzică, formația Yes. Era rock. Dar oricum un loc mai normal. Asta este o fată care și-au venit cu noi în clasă. Ea stătea în bancă cu cealaltă. Fata asta am găsit pe Leha Șmelani, dar din păcate Leha Șmelani au prejudecăți cu psihologia. Asta este fata aceea de ziceam că era copil de profesor. No, și ideea e că trebuie să-ți găsești niște resurse. Trebuie să... În tine, în viața care ai trăit-o, oamenii pe care i-ai cunoscut, care, uite, ne-am petrecut 4 ani aici. Pentru că aceasta este Iulia, este prietena profesoară de engleză. Pentru că dacă nu, trebuie să te dezumanizezi, să te deteriorezi, să te deteriorezi. Asta este fata aceea care citea Adam și Eva, Libre Bean. Și Adam Eva, altcineva a scris. Tot amestecam. N-am scris niciunul. Aceasta este prietena mea. Fata aceasta s-a purtat foarte frumos cu mine. Numai că, din păcate, avea prietena. Ea era rocăriță mare. Mare rocăriță. Odată eram la oră, nu știu ce a apucat. Ea are o soră geamă. Dar eram la ora de engleză. Și ea, nu știu, în timpul orei, efectiv și-a scris pe aici sau aici, și-a scris pe față black. Ea ascultă muzică black.
Când a văzut-o profesoara, a lemnit. Adică a zis, bă, du-te și te spală. S-a supărat. Aici, sora ei arată ca ea, dar poza sorei nu. Și cu sora ei am fost prietenă, deși sora ei, ca să zic așa, dacă Cristina era, dacă Ioana era mai deschisă, sora ei era, cum să zic, mai, nu știu cum să zic, mai de comitet, așa. Uite, asta este o altă colegă. No, deci asta vreau să zic, că dacă nu-ți găsești acele resurse, păi zice, Doamne, că de ce mi-ai dat viață grea? De ce nu poți să trăiești? De ce? Păi Dumnezeu nu ți-a dat viață grea. Tu trebuie să știi de ce ești pe pământ, nu? Uite aici e un băiat care mă detesta. Mă detesta băiatul ăsta. Deși nu totdeauna. Asta este o altă fată. Așa. Aici cine? Aici este o fată care a venit la noi și a clasa a 10-a sau a 11-a și efectiv n-a vorbit cu nimeni. O chema, hai că spun cum o chema, Adriana. Nu a vorbit cu nimeni, nici de bine, nici de rău. Am dat și stătea cu cineva în bancă, dar nu mai știu cine este. Nu, aici era mare, așa, tipul măi, că orice e drogat, nu-i destul dacă nu-i și nebun. Aici, ăsta este colegul pe care l-am părăsit, pentru că celălalt coleg m-a părăsit el. L-au dat afară din școală pe ăla. Asta era un băiat de treabă, da? El era, cum să zic, mai... Chiar și zis că e mai, cum să zic, el zic, în fin. Dar... Nu, el mai făcea bancuri, mai... Era băiat bun, băiat bun. Apoi, aici ar fi pagina mea. Aici, efectiv, ești cu un băiat care mai am, mi se pare, poză cu el. Unul de la liceul de plastică. În fine, nu zic mai mult. În fine. Aici este o altă colegă. Asta era prietenă cu cele două surori gemene și era rocăriță. Ea asculta crematorii. În fine, eu ascultam formații, cum să zic, eu ascultam principiul hippie sau Metallica sau nu știu ce, sau nu știu cum. Dar nu mă gândeam, domnule, să asculti crematorii sau să asculti ceva din anii 90. Mi se părea cumva de la locul lui. Am ascultat crematorii și pot să spun că e interesant, dar nu știu, mi se pare că eu nu sunt pentru lucru. Nu sunt nici contra neapărat. Mi-ar plăcea să pot valida, dar nu știu dacă pot. Știi? Și eu am nevoie foarte mare de echilibru psihic. Asta rocul mi-e cam distruge, nu? Ascult Theater of Tragedy și poți să te țipnești. Știi? Theater of Tragedy n-am ascultat când eram copil. Numai dacă dădea eventual la rock de la ora 8 seara pe Radio 3. Ăsta este un băiat. Foarte de treabă. Ăsta mai poșteam țigări, mai dădea țigări. Era băiat foarte de treabă. Eu stăteam bancă cu Iulia. Și odată, știu că eram la română. La română eram. Da, că era franceză. M-au luat cu el în bancă, la nu știu ce lucrare, sau nu, la... Ne punea întrebări profesorul dirigintă din, nu știu ce studiam noi, Urmuz sau nu știu ce și ăsta, să-i spun și lui, că eu dădeam răspunsuri. Fiind din familie de profesori, tot cu astea, uite și acum eu stau și mă pregătesc pentru școală, vezi, ora, cât e ceas, mă? 7 și cam așa. Uite, aici sunt, ăstea au fost în bancă, avem aici pe Mona, părul roșu, și pe Ana Maria. Foarte de treabă, dar mă luau peste picior. Aici avem pe Ioana. Și aici este doamna dirigintă.
parte de treabă. Aici suntem cu profesorii. Este un moment foarte, nu știu cum să zic, parcă te duci la o nuntă, când termin liceul, este foarte iurea. Se pare, cumva, parcă pierzi tot. Parcă ceea ce câștigi nu este ceea ce pierzi. Uite, aici mi-a scris doamna de German, nu? Să văd dacă înțeleg ce mi-a scris, dar nu văd la lumina asta. Să trag pe deaua că este lumină. Îi vom ședir Will er wohl weiter und will Gesundheit und an alter Sprichwort sagt, Gesundheit ist nicht alles, aber alles ohne Gesundheit ist nicht. Prof. Maria Petri. Foarte de teabă profesora asta. Dar din păcate germana nu a avut manuale ca manuale pe măsură. Păi să pui, domnule, pui, da, să punem, să-i doamna directoare al punctă, de latină. Profesora noastră preferată, toate că... Deci eu spun, cum să zic, să pună literatură, Schiller, Goethe, nu știu ce, să ne spună despre Humboldt, nu? Apoi este literatură yiddish, care e tot germană. Uite, te învață de Bashevis Singer, de chestii astea, poate Salom Alhem, sau poeți, nu? Haim, Georg Haim și alții. Georg Trakl, nu? Sau Rilke, poate, adică. Și atunci, efectiv, te scoate din chestia aia din, știi, din chestia aia că nu te interesează pe tine de limba germană. No, ăsta este motivul pentru care m-am dus eu acolo, la Deva. Că s-o dus eu, m-am dus și eu. Eu s-o dus la arte plastice, el fiind prietenul meu. Băiatul ăla citea în Petra Piperiu și nu mai știu cum poveștile alea. Efectiv, era ceva fenomenal. No, dragul meu, Manuel, eu te-am salutat. Te sfătuiesc și pe tine să ai asemenea rememorări, să te gândești unde ai făcut bine, ce ai făcut rău. Dacă îți pare rău, adică mă refer dacă îți pare rău că ai greșit, nu că îți pare rău. Și... poate știi, poate de asta se roagă cei de la bisericile vechi, ortodoxi, catolici. De exemplu, la Sfântul Cutare, la Sfântul Cutare, pentru Sfântul Cutare. Deci, știi cum, cum am fi noi, că noi suntem sfinții, nu la pocăiți. Așa scrie în epistole, suntem sfinți. Sfinții care sunt în biserica, care este... Să ne gândim, știi, la Sfântul Cutare, la Sfântul Felix, la Sfântul Emi, la Sfântul Cutare, mai aruncă cu ceva, să zicem, mai ales la cei care au murit, bătâni sau nu, să ne gândim la care ți-am greșit, care mi-au greșit, adică vreau să zic care am greșit noi, și să vedem, știi, dacă are un rost, să ne cerem, să ne rugăm în sensul să ne cerem iertare de la cei care le-am greșit și care s-au dus. Care teoretic nu mai avem nicio șansă, nu? Pe cum zice lumea. Că nu a venit nimeni înapoi, că nu știu ce. Așa că asta vreau să spun, dragul meu. Să ne pocăim, nu? Deci asta ar fi o chestie. Eu am văzut ieri că Nicolae Moldoveanu s-a născut parcă pe 3 februarie 1922. Anul nu țin minte. Asta este maică mea cum s-a pensionat. Doamna Matița. Doamna Matița stătea la parter. Da? Mai ai ceai? Nu. Mai vrei? Nu. Rezolve. Nu că am terminat problemele. Dacă ajută Dumnezeu. Adică?
de ieri, știi? Da, da, foarte. No, și am stătea sub prietenul ăla. El stătea la etajul 3. Ah, și ce să zic? De ziceam că Nicolae Moldoveanu s-a născut în 1922. Ionică din Bârlad, care a stat aici, acasă, s-a căsătorit el cu soție cu 10 ani mai mare și cu 2 copii. El era din 23. El a trăit până acum câțiva ani, săracul. Dar acum, deci cu vreo 3-4 ani înainte de moarte, nu a mai putut să rânduiască prin casă. Băieții au plecat, unul a fugit în Franța, încă din anii 70, cred, sau 80. Mi-a povestit. Și atunci, efectiv, s-a dus la azil. Auzi, băie, Emil? Acum nici nu mai e șansa care a avut-o nenea Zdăida în 2009 și înainte. El a murit, parcă cum vreau. Să-ți dai locuința în apartament. Numai pentru un apartament nu mai e. Să-ți dai apartamentul în întreținere, să ce ai și să te ia cineva. Nu. Acum, poate dacă ai apartament Maserati, știi, te-ar lua. Nu cred că te ia. Uite și Mariu, săracul. Mariu. Nu? Zicea că Dă pentru măsa, cum să nu dea, dar nu găsește pe nimeni să vină. Pentru mamă s-aș pentru toată, să știi? Că ar fi dat. Auzi, băi, frate, că nu venea nimeni, mă, pentru 16 milioane. Când ai seama, să faci 16 milioane pe lună, numai cu 2 pacienți. Nu zic că e greu, dar aici la spital îs la 50 de pacienți. Poate nu câștigă atât. Nu, no, și ar fi dat, oamenii, știi, ar fi dat, până pe 20 de milioane. Dar nu ori, după aia s-a chinuit cu greu, știi, au avut și acum, nu, zic că oamenii au murit, nu? Uite, anul trecut. Și asta trebuie să zic, da, că avem un erou de premiat. Păi a stins și o lumină și-o pun în pat. Deci, zicea ăsta că, bă, pentru maică mi-a dat tot pentru taică. Siminic și Ludovica. Dar cine să ia? Și auzi că o găsit pe una care era asistentă medicală și era în contract, deci, cum s-au înțeles, numai 4 ore pe zi să vină să stea cu mumă sa, aia era mai. Taică-su a fost mobilizat de o mână, ăla să mai purta. Adică nu, să mai întâlnă. Ea era bolnavă și că noi, iar mâncam multe dulciuri, ea a fost muncitoare de lucru fin, muncitoare la mobil, acolo la Nălați. El a fost la Bucura, la bunică, nu știu. Mi-a spus, bă, că eu am lucrat la... Dar erați coleg? Zice, nu, eu eram tâmplar. Și atunci bunicul ce era? El era director. De-aia mor tot călcat, toți în cap, știi? Dar ce vreau să spun? Și zice asta că dădea, mă... 16, nu, ar fi dat și mi-am zis. Și-a venit fata să lucreze 4 ore cu măsa. Bă, și nu vroia măsa, să-i dea ceai sau mai știu ce îi dădea, apă, să-i pună perna ea, fata. Nu știu ce s-a apucat să-i facă, să o împingă pe fata, să... Nu a putut aia să o ajute pe măsă, a trebuit tot el, mă, tot el. Tu știi că și cu inima și cu toate astea. Și a avut un singur noroc. Că de n-avea norocul ăsta, nu știu ce făcea. Că nici nu ar fi dat, nu putea, cred că nebunea. Sau, nu. A avut norocul ăsta cu, cum îl cheamă frate, cu șahistul ăla lui. Știi? Care are lângă noi acolo. Cum îl cheamă? Ăla de umblă tot chel, știi? Tot rade în cap. Că nu are multă materie cenușie și... Bă, a fost un băiat, Andronache, care l-a luat pe vremuri, nu? Era și Ștefan atunci în țară. Zice, bă, Marius, hai că e un concurs de șah, nu știu pe unde, pe la cetate, nu știu pe unde, pe acolo, prin două sau...
ce-o fi, cum îi zicea locul ăla, old, nu știu. Și s-au luat, s-au dus și au jucat și Marius s-a bătut pe toți. Deci ei sunt prieteni cam pe bază de șah. Și ăsta e bun, dar nu. Și că Marius e cel mai bun din Hațe și i-a spus, bă, vreau să joci și cu unchiul meu, când tăia unchiul meu. Să vedem, îl baste, bate. Și nu vroia Marius să vină. Iar apoi, când mers odată, i-am zis, hai du-mă la unchiul meu, măcar și tu mă aștept. L-am văzut pe unchiul meu pe stradă, mătușii mea și efectiv, nu știu ce, primiseră vestea, știi, cu cancerul lui și toate. No, și ăsta l-a ajutat, mă, Adronache l-a ajutat. Pentru că ăla o luat-o pe bătrână, o ridica, ajută la Marius. Nu, o îmbrăcau, îi schimbau acolo tot. Așa ceva a fost colosal. La Ludovica și la Similica, nu știu dacă și la Similica, probabil, că la amândoi. Îi ridica de ei, punea de ei. Și a fost ceva, au zis că ăsta Andronache, Sorin sau nu știu cum se numește, a venit să prezenta dimineața așa la ăsta, la prietenul lui. Dar au zis că după ce au murit părinții lui, Andronache a plecat, nu mai vine. Deci, no, asta înseamnă să fii creștin. Nu nimic altceva, asta înseamnă. Ce ați făcut și voi cu mine și cu tu, cu Ștefan, cu Ciste, cu Tinel, până v-am supărat cam pe toți. Îmi pare rău. No, asta înseamnă să fii credincios, nu? Înțelegi tu? Ce m-a făcut băiatul ăla, nu? Și e ceva colosal. Și mai ales că am vorbit și eu în perioada aia cu el. Și am vorbit despre bunica mea. Și am auzit că bunica mea a murit până, o trăit până în 74. Că a fost el la mormântarea lui bunica. No, bunica a murit în 73. În 74. Eu știam că prin 78, așa, dar nu, 74. A rămas maică mea singură, numai cu fratele ei și familia lor și atât. Mai fost bine unchiul Silviu care a murit între timp. Acum a murit și mătușii mea Rodica, soția lui unchiul Silviu, știi, de la Livadia. Ea era asistentă la doctor, la policlinic. Ce să mai zic, mă, frate? Vă spun un lucru. Nu știu ce e cu Leomans, dar știi, site-urile astea, 80% din internet sau 98% din internet sau cât e, o să ne scrie pe viitor pizza canibale. Știi? Când o să intri pe site, o să trească să-ți comanzi la pachet și o pizza canibale. Că dacă nu, n-o să fie umanitate.